Cursul euro-dolar pur și simplu s-a spulberat. În momentul de față este egalitate pe tot terenul. Imaginile care vin pe toate televiziunile internaționale arată un grafic care, spun specialiștii în economie, ar putea să dea peste cap foarte multe sisteme bancare și foarte multe persoane care au credit la bancă. Știți bine că roborul a crescut mult în România, drept pentru care ratele sunt mult mai mari pentru cei care și-au luat credite. Diferența care a existat la un moment dat de un dolar și 20 la un euro pur și simplu s-a spulberat și analiștii spun că acesta este încă un efect foarte serios al crizei, prăbușirea monedei euro în fața dolarului american. Cristian Bușoi, văzând cât de slăbit este euro și cu ce probleme se confruntă economia europeană, sincer, mi-e teamă că, așa cum spune o replică celebră, winter is coming. Deși e cald, deși e vară, deși e caniculă, toate semnele arată că se complică extrem de mult toată ecuația europeană în care se află și România. Winter is always coming, totdeauna va veni. Problema este că se pare că această iarnă va fi una foarte complicată pentru întreaga planetă și în mod special pentru Europa. Am vorbit și mai devreme în prima parte a emisiunii, se suprapun câteva situații extrem de dificile, revenirea posibil din ce se vede a pandemiei, războiul care în mod clar nu-și va găsi un sfârșit în următoarele săptămâni sau luni, criza prețurilor la energie, inflația și toate aceste lucruri care în mod evident îi îngrijorează și mai mult decât îi îngrijorează, îi îngrozesc pe unii analiști economici și chiar pe decidenții politici. Faptul că fiind extrem de expusă acestei situații de criză, Uniunea Europeană și euro sunt în situația în care sunt, poate să genereze efecte suplimentare și aveți dreptate cei care au credite în euro, deși trebuie văzut în ce măsură ne raportăm și la moneda națională. Deci e un raționament puțin mai complicat, dar în mod evident faptul că euro slăbește în raport cu dolarul nu este de natură să întărească Uniunea Europeană.